Cartea lui Solomon Guț, la Cartea lui Leo este a doua carte din colecția de la Pandora M. Așa, și i-am spus lui Leo, știu că scrii, da, scriu, ce-ar fi să-mi dai texte. Și s-a lăsat greu convins, dar m-am chemat la masă, am luat masa împreună la el într-o zi și mi-a aruncat pur și simplu caietele lui de prin anii 80, un fel de caiete, cărticele pe care, în care el își aduna poeziile și pe care le manufactura, erau cu colaje, arătau foarte bine și foarte în spiritul lui și pe care le făcea cadou prietenilor. De, poezia a fost întotdeauna o chestie de intimitate, de discreție, a fost ceva ce el a păstrat, a preferat să fie ceva intangibil și neexpus. Cea mai îndepărtată și mai ascunsă parte din Alex Leo Șerban. Și atunci mi-a spus, ia cărticele și fă ce vrei cu ele, dacă le pierzi, nu o să fie niciun caz o mare pierdere pentru mine. Asta era atitudinea lui în noiembrie, după care deja în luna martie lucrurile s-au schimbat. Leo mi-a spus, trebuie să facem cartea, m-a chemat, ne-am văzut la spital de mai multe ori și în același timp în care lucra și Mica dietetică, Alfonso, așteaptă un pic, că vin imediat. Că el a lucrat și a dat toată energia lui în ultimele 3 săptămâni, de fapt, cu 2 săptămâni înainte de să moară, pentru a pune la punct niște cărți așa cum a vrut el. Și eu sunt foarte mulțumită că această carte are structura pe care Leo a dat-o.